Binecuvântat să fie Domnul! Scumpă biserică, venim la aici, ne adunăm împreună, tocmai ca să declarăm cuvinte dintre astea frumoase. În Dumnezeu ne încredem. Psalmul 106 este istoria unui popor. Și Dumnezeu a arătat atâta favor, atâtea minuni, minuni din cer, în mod supranatural. Și există un cuvânt, o expresie care se repetă. Versetul 13, versetul 21 spune: dar a uitat curând. Și parcă uită omul prea repede tot binele pe care îl face Dumnezeu. Parcă uităm prea repede izbăvirea pe care ne-o dă Dumnezeu. Dumneavoastră credeți că atunci când spunem Doamne ajută, Dumnezeu nu ia aminte, e doar un clișeu, e doar o formulă? Ci când spui Doamne ajută, Dumnezeu te ajută. De câte ori în viață n-ai spus Doamne ajută-mă, Doamne scapă-mă, Doamne fii cu mine, Doamne binecuvântă-mă, Doamne, Doamne. Și atunci Dumnezeu a luat aminte la rugăciunea ta. Poate n-a fost lungă, poate n-a fost... Dar a fost o rugăciune, într-un moment de nevoie. Și Dumnezeu a luat aminte. A uitat pe Dumnezeu, Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari, minuni, semne minunate. În dimineața aceasta vreau să ne aducem și noi aminte că fără Dumnezeu nu am stat astăzi în picioare. Că fără Dumnezeu nu am fi aici. Iar dacă este cineva care nu-L are pe Dumnezeu în inimă, te rog, spune în dimineața asta, Doamne ajută-mă. Amin. Și o să vezi ajutorul din partea lui Dumnezeu. Dacă este vreo familie care are nevoie de ajutor, spune în dimineața asta, Doamne ajută-mi familia. Și să vezi că Dumnezeu te va ajuta. Amin. Așa cum a făcut semne, minuni, a lucrat într-un mod extraordinar. Vechiul Testament e istoria unui popor de-a lungul a câteva mii de ani, sute de ani, mii de ani, prin care poți să vezi cum Dumnezeu a lucrat extraordinar. La fel cum a lucrat în viața lor pe parcursul acestor viacuri, la fel Dumnezeu vrea să lucreze și în viața ta, pe parcursul anilor tăi și anilor mei. Vreau să știți că chiar și atunci când se concepe un copil, rămâne în picioare faptul, expresia care spune am căpătat un om cu ajutorul lui Dumnezeu? Știți treaba asta? Că tot ceea ce faci în viață e în spate ajutorul lui Dumnezeu. Parcă e suflarea lui Dumnezeu în spatele tău care te ajută, care te ține, te călăuzește cu dragoste, te poartă pe brațe. Vreau să stăm în rugăciune și aș vrea să ne bucurăm că suntem în prezența lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun tuturor, nu uitați de Dumnezeu. Nu uitați. Nu uitați de legămintele pe care le-am făcut înaintea lui Dumnezeu. Am avut legăminte sfinte pe care le-am făcut. Vă dau exemplu câteva. Botezul în apă. Câți de aici am fost botezați în apă la vârsta maturității? Vă rog să ridicați mâna. Știți ce am promis atunci lui Dumnezeu? Că îl vom urma până la capăt. Nu uita treaba asta. Că Dumnezeu așteaptă de la tine să-ți ții cuvântul, că și El își ține cuvântul. Un alt legământ, o altă promisiune. Câți dintre noi am fost căsătoriți? Sau suntem căsătoriți? Și suntem, așa? Amin. Și legământul pe care l-am făcut înaintea lui Dumnezeu cu soția a fost, Doamne, ajută-mă să rămân credincios până la capăt. Și Dumnezeu așteaptă să-ți ții promisiunea aia, legământul ăla. Apoi să nu mai zic de acele legăminte specifice la fiecare familie. Poate când ai avut o problemă ai zis, Doamne, dacă mă ajuți și scap de aici, Doamne, o, îmi voi lega inima de Tine, voi fi și guess what? Domnul te-a ajutat. N-ai uitat cumva ce trebuia să împlinești? Atâția minte în dimineața asta. Eu am avut momente în viață când a zis, Doamne, dacă mă ajuți, mă scap de aici. Mă fac băia bun. Și noi. Amin. Doamne, dacă îmi dai scăpare și de aici. Și parcă după ce mi-a dat Dumnezeu scăpare, așa parcă în latura noastră am tras la jug așa, puternic. Și pe moment ce au trecut zilele,
lunile, săptămânile, lunile, anii, parcă m-am dat înapoi. Parcă am slăbit. Și vreau să-ți aduc aminte în dimineața asta, nu uita. Nu uita de Dumnezeu. Nu uita de cuvântul dat. Hai să stăm înaintea Domnului și să ne aducem aminte de binecuvântările Lui și de promisiunile pe care le-a făcut, să spunem, Doamne, ajută-mă. Au fost frați în biserica noastră care s-au rugat pentru copii. S-au rugat pentru copiii lor. Spunea un frate mai o duminică în urmă, parcă, că m-am rugat pentru un copil și Dumnezeu a făcut o minune. Lăudat să fie Domnul. Adă-ți aminte, poate când soția ta îl am în spate pe Cornel și mărturisea el în biserică, a trecut cu soția lui printr-un moment greu. Dar Domnul i-a dat izbândă. Adă-ți aminte. Adă-ți aminte când poate ai fost într-o gaură financiară și ai zis, Doamne, să nu se afle, Doamne, dar dacă mă scap, Doamne, voi fi al Tău, Doamne. Sau adă-ți aminte când Dumnezeu te-a binecuvântat. Văd aici în dreapta mea pe cineva, dar nu-i mai dau nume, pe care Dumnezeu a binecuvântat familia foarte mult. Adă-ți aminte de Dumnezeu. Amin. Să nu vină Dumnezeu și să ia totul, să-ți dai seama că cel mai important e Dumnezeu. Ne rugăm Domnului. Tată Ceresc. Slava lui Dumnezeu. Și apoi rog pe fratele Daniel Samuilă, care ne vizitează în dimineața aceasta, să își prezinte lucrarea, slujirea. Și apoi ne vom îndemna din nou la rugăciune.
Așa frumos e să fii în casa Domnului și să ai o atmosferă duhovnicească. Încât să te uiți în dreapta, să te uiți în stânga și să nu spui că e prietenul nu știu care sau nu știu cum îl cheamă, să spui că alături de fratele meu și de sora mea, acum cântăm, acum lăudăm.
M-a plăcut să fiu la închinare cu dumneavoastră în această dimineață. Mă numesc Samuel Daniel, sunt din Iași, slujesc acolo la biserică, creștind pe Evanghelie, ca păstor de tineret și cu ajutorul Domnului slujesc în Republica Moldova. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri despre lucrarea care o face Domnul în Republica Moldova. Practic sunt aici în Detroit pentru că acum 2 săptămâni, noi ca organizație, cu ajutorul Domnului, am serbat 20 de ani de la înființare, 20 de ani de când slujim în Republica Moldova, 20 de ani de când încercăm cu ajutorul Domnului să lărgim împărăția Lui în Republica Moldova. Nu știu cât știți despre Republica Moldova, dar este o țară cam cu 3 milioane de locuitori și cam 500 de mii sunt plecați peste hotare, ceea ce reprezintă aproape jumătate din forța de lucru. Asta înseamnă familii cu un părinte sau poate amândoi părinți plecați peste hotare, atât în Rusia cât și în Europa. Și asta înseamnă pentru noi, cel puțin pentru mine personal, care coordonez departamentul de evangelizare a copiilor, înseamnă mai mult de lucru și înseamnă o lucrare care simțim că suntem chemați pentru slava lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri despre lucrarea ca unitate în Republica Moldova, Charity Cup. Noi slujim în fiecare vară, timp de o săptămână, într-o localitate. Acum suntem în orașul Orhei și practic suntem în toată regiunea Orhei, dar în fiecare vară, timp de o săptămână, noi suntem acolo cu departamentul de copii, departament medical și aici medicină generală și stomatologie, tabără de băieți, tabără de fete și evangelizare în oraș și evangelizări în Casa de Cultură. Practic, ne propunem ca timp de o săptămână să fie așa ca o bombă, când fiecare cetățean să fie provocat, când orașul lui se întâmplă ceva și sperăm ca Domnul să-l provoace ca să ia parte la una din activitățile care noi, cu ajutorul Domnului, le facem acolo. Și pe calea asta aș vrea să invit și să invit tinerii și nu neapărat la slujirea aceasta. De exemplu, ultima săptămână din iulie, noi vom fi... Asta e al 4-lea an care suntem în orașul Orhei și vom fi pentru ultimul an în acest oraș. Pe urmă, vrem să ne mutăm undeva mai în sud. Dar dacă aveți slujitori, dacă cineva vrea să slujească la copii, în tabăra de fete, în tabăra de băieți, dacă aveți medici, stomatologi, medici, medicină generală, dacă sunt asistenți medicali, cu ajutorul Domnului chemăm ca timp de o săptămână să ia parte cu noi la lucrarea asta măreață de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Eu personal mă ocup de departamentul de copii și aș vrea să vă spun câteva lucruri concrete legate de acest departament și de slujirea care noi facem în Republica Moldova. Dar înainte de asta, aș vrea să mă uit pe Psalmul 78 și aș vrea să citesc câteva versete care ne motivează, care ne împing mai departe. Câteva versete în care Dumnezeu ne spune parcă trebuie să faceți concret lucrarea asta și nu oricum, ci cu o țintă clară în față. Uitați ce spune Psalmul 78 de la versetul 1 și de multe ori când Domnul Iisus parcă avea ceva mai important de spus, parcă venea și spunea, adevărat, adevărat, vă spun. Aici psalmistul parcă la fel vine și spune, opriți-vă puțin că vreau să vă spun un lucru foarte, foarte important. Și uitați cum începe, ascultă poporul meu învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni. Vom vesti, ce vom vesti? Spune că vom vesti laudele Domnului, vom vesti puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Lucrul ăsta îl vom vesti, lucrul ăsta căutăm să-l ținem treaz în mintea lor. Și pe urmă spune, el a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscute de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre copiilor lor, vorbește aici de 4 generații, pentru că aceștia, de ce să facă lucrul ăsta, de ce să căutăm, de ce să caut ei, să vestească laudele Domnului, să vestească minunile Lui, să vestească puterea Lui. Și versetul 7 spune, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui, să-și pună încrederea în El, să nu-L uite, să păzească poruncile Lui. Și primul continuu cu versetul 8 și este un psalm lung în care
De ce toate astea? Ca să nu fii, să nu fii ca părinții lor, să nu fii un neam neascultător. Și în continuare spune, au ispitit în inima lor pe Domnul, spune că n-au încetat să păcătuiască și multe versete, ca să nu facă așa, să nu facă așa. Căutați să vestiți laudele, puterea Lui, căutați să vestiți minunile Lui, pentru că ei, când se vor face mari, să nu uite lucrările Lui și să păzească poruncile Lui. Și cu ajutorul Domnului asta ne dorim. Dorim să-L vestim un Dumnezeu viu și adevărat, un Dumnezeu care nu este doar la sărbători în biserică, ci un Dumnezeu care poate să schimbi, un Dumnezeu care poate să-i chemi și să pună o temelie și ei să zidească altfel. Nu ca părinților, nu știu dacă știți, dar cel puțin ce ține de băutură, Republica Moldova este în primele 5 din lume la consumul de alcool. Este un... e jalnic ce se întâmplă acolo. Și să zidească altfel, să-și propună să ducă o viață altfel. Concret ce ne propunem noi să facem, noi slujim bisericile de acolo, dar le slujim în ideea de a evangeliza copiii din localitatea lor. Dacă sunt biserici care nu au școală duminicală, ne propunem în primul rând să le ajutăm să pună pe picioare școală duminicală. Și apoi dorim ca ei să iasă în localitate, în comunitatea lor, să aducă copii, să-i strângă și cu ajutorul Domnului să facă un grup de copii, poate separat, pentru că am întâlnit multe cazuri când părinții au zis: dacă e duminică, trebuie să mergi la... acolo e biserica, nu te duci la pocăiți, nu te duci la sectanți, acolo e biserica, da. Și merg mai bine grupurile care sunt făcute, cluburi de copii, sâmbătă mai mult decât duminica. Și încercăm să susținem bisericile de la sat. Bisericile de la oraș, de obicei, mai au resurse, mai cunosc pe cineva care, la rândul lor, mai știe pe cineva și lucrurile merg altfel. Dar, și cum ne propunem noi să-i ajutăm? În primul rând, adunăm toți cei care doresc ca să lucreze cu copiii, atât învățători de școală duminicală, cât și oricare doritor care vrea să pună în slujba asta, și organizăm seminarii pentru lucrătorii cu copiii, unde timp de o săptămână îi adunăm din bisericile de la sate. Aici, de exemplu, i-am adunat într-un centru creștin, unde am stat câteva zile cu ei și i-am învățat să spun un verset, să spun o lecție, să roage cu copiii, să poată să facă o evangelizare, și timp de o săptămână ei au participat la seminarul ăsta. Un alt lucru care dorim să-i ajutăm în satele lor, e să iasă, să încerce, dacă nu a ieșit până acum, să iasă din biserică. Și mergem cu ei și foarte bine prinde sărbătoarea nașterii Domnului, cât și a învierii, când mergem cu ei în școli și în grădinițe. Încercăm să promovăm activitățile bisericii, să promovăm grupele care sunt în biserică, și e un lucru care prinde foarte bine și se entuziasmează și ei, și hai să mergem, cum, mergem în școală, că îl știm și pe domnul director, știm și pe doamna nu știu care, și cu biserica ieșim în școli. În săl de sport, oriunde ei ne pun la dispoziție, noi căutăm să fim acolo. Iar un lucru foarte important care îl facem, organizăm o tabără de zi. Și de multe ori, dacă e greu să aduni la biserică, pentru că sunt sate care sunt foarte religioase și nu ți-ar intra niciodată în curtea bisericii măcar, atunci facem într-un parc sau facem la școală. Și pe urmă le spunem că ultimele două zile o să ne vedem în curtea casei de rugăciune, care voi o știți unde îi. Și mulți vin. Vin mai puțini, dar mulți vin. Câteodată unii stau afară și nu intră, pentru că mama mi-a zis, pot să vin, dar să nu intru la voi în biserică. Dar cu ajutorul Domnului, marea majoritate vin, și chiar dacă părinții câteodată le spun să nu facă lucrul ăsta, ei totuși ajung să intre în biserică, și slavă Domnului că intră în biserică și nu văd nu știu ce lucruri care le-au auzit ei de la bunici, părinți și așa mai departe, ci văd că acolo noi cântăm, acolo noi continuăm să mai facem un joc, acolo continuăm să spunem o lecție, să ne rugăm și continuăm să avem un program spiritual care să-L prezentăm pe Dumnezeu. Taberele astea le facem cu scopul de a ajuta biserica să lucreze concret. Dacă până atunci nu au făcut lucrul ăsta, noi acum îi susținem și ajutăm, deci putem chiar
chiar în curtea bisericii voastre, chiar în biserica voastră, poate să fie 50, 60, 70 de copii în care fiecare dintre voi poate să spună, poate să facă o cântare, poate să învețe un verset. O altă lucrare care noi o facem este lucrarea din orfelinate. Avem două orfelinate la care mergem săptămânal, facem școală duminicală acolo, mai avem alte două orfelinate care ajungem mai rar, sunt mai departe, poate să-i ajutăm în anumite contexte sau ocazia sărbătorii nașterii și învierii Domnului Iisus. Și este o lucrare frumoasă care noi o facem de câțiva ani buni. S-a schimbat puțin regimul în Republica Moldova, deja nu mai sunt orfelinatele alea mari cu sute de copii, așa cum mergeam în 2009, de exemplu, la un orfelinat care avea 200 până în 250 de copii. Acum sunt case de plasament temporar, unde sunt până în 50 și tot încearcă tot timpul să-i trimită la familie, să-i găsească asistent social, părinți maternali. Și odată pe an îi ducem în tabără pe cei din orfelinate. Anul ăsta i-am dus într-o tabără, deci cu 60 dintre ei din două orfelinate, i-am adus într-o tabără tot din raionul Orhei, unde timp de o săptămână au putut să trăiască o săptămână altfel, o săptămână care începe cu rugăciunii, care se sfârșește cu rugăciunii, în care se vorbește frumos și în care tot timpul îi arătat spre Dumnezeu în sus. Domnul ne-a pus pe inimă lucrarea asta. Mie personal, organizației Charity Cup, ca atât cât poate să investească în vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Știți, de multe ori, așa cum părinții spun, plec de acasă, dar vin în două ore, dar tu trebuie să faci lucrul ăsta și ăsta. Și de multe ori copiii, dacă îi sun cu 10 minute înainte, ei sunt bucuroși că i-ai sunat, că lui mi-a dat 10 minute și atunci poți să rezolvi tot ce nu a rezolvat în două ore. Așa că și Domnul ne-a pus pe nouă, pe inimă lucrul ăsta, să evangelizăm. Și să o facem cu plăcere, cu bucurie și asta să fie țelul lucrării noastre și a vieții noastre. Vă chemăm la rugăciune, la susținere. Dacă sunt persoane care vara asta vor să slujească în Republica Moldova, deci ultima săptămână din iulie îi așteptăm, puteți intra pe site-ul nostru charitycup.com și acolo puteți găsi detalii și informații cu privire la lucrul ăsta. Dar aș vrea să avem un timp de rugăciune acum în care aș vrea să ne rugăm în mod special pentru lucrarea din Republica Moldova. Să ne rugăm în mod special pentru anul în care intrăm, pentru copiii care vom intra în contact, pentru maturii care vom intra în contact, prin toate proiectele și departamentele care noi ne-am propus să slujim și în acest an, pentru resurse, pentru oameni, pentru tot ceea ce este nevoie ca lucrarea Domnului să desfășoare într-un mod eficient și într-un mod în care, într-adevăr, să vadă că sunt pași făcuți cu Biblia în mână și oameni schimbați și transformați. Domnul să ne ajute la lucrul ăsta. Haideți să ne ridicăm și să avem un moment de rugăciuni și de mijlocire pentru Republica Moldova și pentru lucrarea din Republica Moldova. Binecuvântăm pe Domnul.
Iisus Hristos m-a mântuit. Har din harul său, El mi-a dăruit. Pacea Lui mă face fericit și mă îndeamnă într-una să-ți cânt. Doamne, te slăvesc și să ocupați locul. Frate Daniel, spre surpriza ta, avem în sală și ca membri, dar și ca prieteni, oameni din Republica Moldova. Probabil că inima lor a vibrat atunci când au auzit cuvintele pe care tu le-ai spus. Prin Biserica Domnului Iisus Hristos se face mult bine, peste tot. Așa că Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine. Vom face în dimineața asta, în partea finală a slujbei, două lucruri putem face pentru lucrarea asta. Unul, să ne rugăm. Ești tânăr, ai nevoie de călăuzire, de înțelepciune, de sănătate și toate nevoile pe care le ai, le știe Dumnezeu și El îți va purta de grijă. Ce Dumnezeu inițiază, El și sponsorizează. Era o vorbă care era pe la noi, pe la școală, când și noi aveam nevoie de sponsorizări de la cel de sus. Dar Dumnezeu îți va purta de grijă, că e lucrarea Lui. De Republica Moldova ne este legată inima, simțim împreună cu ei, fiind parte ca și noi, și pentru cei care sunt în sală și care au inima atinsă de Dumnezeu, la ieșirea dumneavoastră din sală, la terminarea slujbei, va fi acolo un coș pregătit și tot ceea ce doriți, să binecuvântați lucrarea aceea, puneți în acel coș și tot ce se dă va merge pentru această lucrare de evangelizare, de vestire a Cuvântului Lui Dumnezeu în Republica Moldova. Nu este o noutate și cei care știu și sunt de acolo știu lucrul ăsta. Este o tragedie ce se întâmplă în România, dar cu precădere mai accentuată în Moldova, datorită condițiilor de trai la un nivel scăzut. Au plecat în afară să-și caute o bucată de pâine. Au rămas bunicii cu părinții, cu nepoții. Copii care cresc în familii fără părinți, de bunici, o educație precară, un sistem care este
oarecum jos în toate aspectele. La fel ca în România. Când vorbim de România, de Moldova, ne doare inima, pentru că sunt oameni ca noi toți, prin care Dumnezeu ne-a dat viață acolo. Mă rog, Dumnezeu să te binecuvânteze. Vreau să ascultăm pe sora Roza cu un psalm, sora Dana London și apoi cuvântul lui Dumnezeu. Cu ajutorul Domnului vreau să spun psalmul acesta și spre slava Lui și aș vrea să fim cu luarea minte la cuvântul Domnului și la bunătățile Domnului. Psalmul 107. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit, de la pus, de la miază noapte, de la mare. Ei pribegeau prin pustiu, umblau pe căi neumblate și nu găseau o cetate de locuit. Atunci, în strântorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiară, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvântului lui Dumnezeu și nesocotiseră sfatul celui preanalt. El le-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Dar în strântorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. O, te-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Căci El a sfărmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fer. Nebunii prin purtarea lor vinovată ajunsere nenorociți. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Dar în strântolarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul, i-a tămăduit și a scăpat de groapă. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumire, să laude lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Cei ce se pogorâse pe mare, în corăbii, și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna care a ridicat valurile mării. Se ridicau spre cer, se pogorau în adânc și sufletul era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amiețeală, se clătinau ca un om biat și zadarnic, le era toată iscusința. Atunci, în strântorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, a oprit furtuna, a dus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au potolit, liniștit și Domnul i-a dus limanul dorit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor, că El preface râul pustiu și zvoarele de apă în pământ uscat, țară roditoare în țară sărată din pricina răutății locuitorilor ei. Tot El preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de apă, așează acolo pe cei flămânzi ca să întemeieze o cetate de locuit.
și ei însemânțează o goare, să dezvii, îi culeg roadele, el îi binecuvintează și se mulțesc nespus de mult. Și dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire sau nenorocire, el varsă dispreț peste cei mari și îi face să pribejească prin pustiu fără drum, dar ridică pe cel lipsit și izbăvește pe cel nevoiaș și mulțește poporul ca o turmă. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură și orice nelegiuire și închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luarea minte la bunătățile Domnului. Amin. Timotei 1:12. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Thank you.
fie Domnul! Hai să ne ridicăm în picioare, o să citim cuvântul din dimineața aceasta ca învățătură din Evrei, din capitolul 12, pagina din Biblie 1184, vom citi 13 versete. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de zleasne, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima, să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului, și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și noi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatăl Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbrânăgiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce schiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Amin. Ocupăm locurile. Titlul din dimineața aceasta, dacă pentru cei ce v-ați uitat pe program, este Dumnezeu lucrează spre binele nostru. Amin? Amin. Dacă. Și în textul din care l-avem în dimineața aceasta se răspunde la întrebarea asta, dacă Dumnezeu, da, lucrează spre binele meu și spre binele tău, dacă eu fac câteva lucruri, să știți. Nu numai așa că Dumnezeu n-are ce face asta și o să lucreze spre binele meu. Să nu stați să vă culcați pe gândul ăsta. Am fost la adunare și Dumnezeu lucrează spre binele meu, mă duc acasă, mânc 10 sarmale, mă culc 2 ore și mai vedem după aceea ce se întâmplă. Dumnezeu lucrează spre binele nostru dacă noi facem ceva. Și în textul din dimineața aceasta vorbește despre o alergare. Alergarea care ne stă înainte. Așa am citit. Vreau să vă spun câteva lucruri, pentru că timpul trece în dimineața așa de repede. În alergarea asta n-am intrat ca am vrut noi. Am intrat că Dumnezeu. Dreptul. Dumnezeu ne-a chemat. Dumnezeu ne-a cerut să facem lucrul acesta. Alergarea asta nu e opțională. Păi și ce, frate? Eu am probleme cu picioarele. Și nu pot. Alergarea care ne stă înainte a fost pusă de Dumnezeu. Apoi felul cum trebuie să alerg determinat din nou de Dumnezeu. Apoi mai este ceva. Toți trebuie să sfârșim alergarea aceasta, dreptui? Nu poți să alergi numai până la un party, să zici, știi ce, frate, eu am alergat atâta. Și Domnul cu voi. Sau n-ai decât, Doamne, să-ți cauți altul. Poi, faptul că, să vă mai spun ceva până nu intru pe adânc în subiect, m-am gândit la alergarea asta și mi-a plăcut subiectul. Am zis, dacă atât am stat ani de zile și m-am uitat la olimpiadă și la sport, slăvit să fii tu, Doamne, că mi-ai dat și un text de ce să vorbesc, da? Și lui Pavel i-a plăcut sportul, să știți. Dacă veți vedea prin cuvântul Domnului, el vorbea și despre lupte. Păi el vorbea și despre box. Mă bat nu ca unul care se bate cu pumnul în vânt. El vorbea și despre alergare, că el a scris asta.
Se pare că în timpul lui liber Pavel, sau înainte de a se converti cel puțin, i-a plăcut sportul, să știți. Și-a folosit de multe ori analogia sportului în lucrarea lui Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun ceva, pentru că de-aia vă spun cu Olimpiada. Dacă tot am stat asta, hai să vă mai spun ceva. Câți dintre dumneavoastră v-ați uitat la Olimpiadă? Haide, ridicați mâna sus. Nici o rușine. Ca să nu zic că ați stat la 3 dimineața să vă uitați la Simona Halep. L-am știut, Padi. Și eu am stat că eram la lucru. Anyway, ați observat ceva la alergarea asta? Când aleargă ăștia pe stadion și mai ales când câștigă, ce fac după ce câștigă primul lucru? Se bucură. Dar și ce am observat eu că fac majoritatea? Se duc și iau un steag din tribună. Ați observat? Ia un steag de la un spectator și îl pune pe el. Și fuge și ridică în sus. Și, pentru că el reprezintă o steag, o țară, dreptul. Și așa de fericit. Dar vreau să vă spun că alergarea care noi alergăm, alergăm sub un steag. Știați lucrul ăsta? Dar alergarea, steagul noi nu-l primim la sfârșit, ci îl primim la start. Dacă se poate pune cântarea cântărilor, capitolul 2 cu versetul 4, să vă arăt steagul care noi luăm când ieși din apa botezilor. Cântarea cântărilor, capitolul 2, versetul 4. Așteptăm puțin. Dragostea este steagul fluturat peste mine. Dragoste. Când eu plec din apa botezului, mi se pune steagul ăsta. Și cât alerg sub norul ăsta așa înconjurat de martori, eu flutur steagul ăsta dreptui. Dumnezeu mi-a cerut steagul, dragostea este steagul fluturat peste mine. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Haideți să vorbim despre câteva lucruri de alergare, pentru că alergarea este testul de fapt al credinței noastre. Și cuvântul dimineața asta care l-am citit este că noi trebuie să facem o alergare cu răbdare. You have to have patience. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Evrei în capitolul 10, cu două capitole mai înainte. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Când alergi în alergarea asta, fraților, trebuie să alergi cu răbdare. Dar acum sunt mai multe tipuri de alergare, să știți. M-am uitat un pic pe website-ul de la Field and Track și am găsit așa câteva tipuri de alergare și o să vi le citesc fugitiv și o să vedem în care trebuie să alergăm noi. Este alergarea de sprint, da? Păi este alergarea care e de middle distance. Alergarea de sprint e undeva de la 60 de metri până la 400 de metri. 60, 100, 200 și 400 de metri. Alergarea de middle distance e 800 de metri, 1500 de metri, 3000 de metri. Alergarea de long distance. Apoi hurdles, săritura pe stăgarduri, dreptul, sunteți familiar cu aia. Și asta alergarea cu batonul. Zice că alergarea e rușinoasă, dar e sănătoasă câteodată, dreptul. Și mai ales pe stăgarduri. De multe ori viața noastră e up and down, dreptul. Amui sus, amui jos, amui sus, amui jos, amui la adunare, amui la adunare. Avem oameni care aleargă sprint, o săptămână, două, o lună după ce se botează, plin de har, plin de râvnă și dispare. Avem unii mai de middle distanță, aleargă un pic în tinerețe până se căsătorește. S-o căsătorit și dispare. Avem long distance, merge până la un acas, până la o durare, până când îi se ia microfonul și dispare. Avem schimbatul batonului, ați observat asta? Noi aici avem noi românii mare problemă. Când schimbăm batonul. Unii numai nu pot să-l lase din mână. Ați observat ăștia care schimbă batonul, vine și trebuie să fugi două pași cu ăla din față, să-i dai batonul. Și după aia trebuie să iei mâna de pe el, să-l lași, du-te frate. Că eu am alergat până aici. Și la noi, la românii, problema cu batonul. Ține fratele și dacă știe că ăsta din față pierde cursă, dar el nu se lasă de baton. Și la asta e rușine să zică, bă frate, lasă-mă că ne încurci. Alergarea cu batonul. Și mai este o alergare, știți care e? Maratonul. Dar la asta suntem chemați noi, fraților, la maraton. În cursul vieții trecem prin alergările astea, să știți, sprint și asta e viața, ne duce pe aici. Ne duce să sărim peste garduri. Mai avem probleme cu schimbatul batonului, mai avem una alta, dar la ceea ce ne cheamă cuvântul Domnului la un maraton, cât timp trăiești de când ai ieșit din apa botezului și până
te duce la groapă. Tu ești chemat să alergi. Și tu ești chemat să alergi, în primul rând, cu răbdare. Trebuie să ai răbdare. Trebuie să ai răbdare. S-ar putea să-ți iei 30-40 de ani să ajungi la capăt. Dar nu trebuie să-ți pierzi răbdarea. Apoi, cel de-al doilea lucru care trebuie să-l avem în față este noi trebuie să alergăm cu perseverență. Adică să nu ne dăm bătuți. Și spune cuvântul Domnului Pavel, spune în Filipeni 3, 12 și 14, nu că am câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La 10 de ani după convertire, Pavel zice, alerg înainte, nu mă dau bătut. Alerg cu perseverență. Apoi cine mai spune cuvântul în dimineața aceasta că trebuie să dăm piedicile la o parte. Să dăm la o parte orice piedică. Și aici trebuie să-și dea fiecare piedicile din drumul lui, să știți. Să nu credeți că Dumnezeu va veni și îți va curăți calea. Ca tu să poți să alergi liniștit, nu? Ceea ce spune Pavel este tu singur și eu singur. Eu îmi dau piedicile în dreptul meu și tu să le dai piedicile în dreptul tău. Să cere lucrul acesta, să-ți curățești tu petul ăla pe care alergi. Și pe pietul ăsta o să întâlnești piedici. Și apoi spune mai departe, este păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Hai să dăm câteva exemple de piedici. Că eu m-am gândit mult la astea, să știți. Oare ce piedici? Că face diferență cuvântul lui Dumnezeu între a da piedicile la o parte și păcatele. Sunt două lucruri diferite, să știți. Nu toate piedicile sunt și păcate. Ascultați o piedică, ce spune Apostolul Petru în 1 Petru 4 cu 15. Nimeni din voi să nu sufere ca unul care se amestecă în treburile altuia. Și ce zice cuvântul Domnului? Domnul Iisus zice, cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să scot paiul din ochi și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fă țarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Una din marele piedici cu care ni le punem noi și nu le vrem să le dăm de multe o parte, ne interesează foarte mult de alții. Dreptul? Suntem vânători de greșeli. Bă, găsești cusuri, cum se zicea în vorba română, și în papură găsești not. E o piedică care ți-o pui în cale, să știți. E o piedică pe care mă pui în cale. Când mă interesează mai mult de alții decât mă interesează de mine. Când veșnic mă uit la cutare sau la cutare și îl tot judec în mintea mea. Oare de ce se îmbracă așa, oare de ce se poartă așa, oare de ce cântă așa, oare de ce stă așa, oare de ce vine așa. În loc să mă uit la mine, să zic, auzi, eu sunt cel care trebuie să mă verific. Poate să fie o piedică. Apoi hai să vă mai vorbesc despre o piedică. Sunt rănile din trecut. Numai nu se vindecă, dreptui. S-a spus cineva o vorbă, s-a făcut cineva ceva. Și numai nu-l poți ierta. Și ai venit și vii de zeci de ani la biserică și treci pe lângă persoana aia și ai așa un simțământ de ură în el, de pasă de el. You dislike it. Și nu e un păcat să știi să-i dislike. I mean, you don't have to love everybody, you know? Vine câte un coleg la mine la lucru, știi, și vorbim ceva și zic, listen, man, zic, I came here to make money, not friends. Ok? Mă întreabă, vin săraci, că sunt electrician, și Cornel, nu-mi face un cor, că zice, no, you are Boris. Zic, I came here to make money, not friends, Barry. Dar vreau să vă spun ceva. We came here to make friends, not money. Amin? We came here to make friends, not money. Not to be ourselves somebody, to lift somebody up. Venim aici să ne ridicăm unul pe altul, nu să ne apăsăm, nu să mă ridic eu pe mine și când mă ridic îi scan apă, îi bag pătăți la fund. Că eu nu știu să not. Ați observat pe ăștia că ei nu știu să note. Și când ăsta nu contează că e nevastă sau că e copilul sau se prinde de gâtul lui și îl bagă că el vrea să se ia deasupra. Adunarea nu-i not, fraților.
Învață să nu-ți acasă. Dar când vii aici, ridică paltul. Make friends. O altă piedică îi... Hai să vă citesc. Luca 21 cu 34. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreie inima cu un buibare de mâncare și băutură, cu îngrijorări vieții acestea și astfel ziua aceea să vină peste voi, supra voastră ca un hoț. Mâncarea nu-i rea. Dacă o mănânci cum trebuie, dar dacă te duci acasă astăzi și mânci până nu mai știi de tine, garantat că trebuie să dormi. Și garantat când te vei scula după masă, numai chef de laudă și închinare nu o să ai. E o piedică. Dacă toată săptămâna ai lucrat până ai căzut în cap și astăzi când te-ai dat jos din pat, tăte te-o durut, tăte oasele. Și ai mers cum am dus eu și astăzi cu mâna pe șele și vii la adunare și tu nu poți să cânti, tu nu poți să ridici mâinile. Nu-i de vină cel ce-a ales cântarea, să știi. Nu-i de vină cel ce dă îndemnul. Ești de vină tu. Pentru că ai venit mor de obosă la adunare. Și de multe ori vii aici și de-abia pus să stai, că aici nu te deranjează nimeni. Nu-ți cere nimeni să-i faci cafea, nu-ți cere nimeni să răspund la telefon, nu-ți cere nimeni nimic. Și ești așa de comod și zici, mă duc la casa Domnului și în sfârșit, soră, ai avut două ore când nu te-au deranjat nici copii. Dar poate să fie o piedică, să știți. Știți, zice apostolul, Luca scrie în Faptele Apostolului, când Pavel era dus spre Roma, spune că cu corabia au întâmpinat furtună. Și este un verset extraordinar. Spune în capitolul 27 cu versetul 38, Pavel a aruncat grâul din corabie în mare. Ca să ușureze corabia și să scape viața lui și a oamenilor care era cu el. Am avut harul săptămâna trecută să vorbesc cu un coleg de la lucru. Se apropie de anii 60, a fost la un test cu doctorul. Eu nici nu mă duc la testul, să știți, că numai beji reale nu vreau să am. De asta s-a dus. Și l-a găsit cu high sugar. Și a zis doctorul de familie, ce trebuie să merg la un nutriționist să vezi, trebuie să schimb regimul de mâncare. Dar zice, țineți o listă înainte de a merge să-i prezinți lista cu ce mânci tu, ca să vadă omul ce mănânci tu, să vadă ce se ajustează la tine. Și s-a dus ăsta cu o listă și s-a uitat aia. Erau 4 fructe de dimineață, erau 2 felii de pâine cu 5 sarmale, după aia era tot pe ziua aceea 2 felii de pâine și cu guiaș de cartofi, după aia era o bucată de prăjitură și mai erau încă 5 fructe. S-a prins femeia de cap și a zis, listen, zice, let me show something. Și Cornel mi-a dus o farfurie așa în ea de mică și era împărțită în 3. Ceea ce în punctul ăsta îți pui salata, aceea îți pui fructele și aceea îți pui un pic de mâncare. Atât, dacă vrei să trăiești. Ajungi vremea când vei arunca grâul mare, tot ce ai strâns. Zicem noi o vorbă românească, ce ai câștigat la pod, dai la vamă. Ajungi la bătrâneață ca să-ți prelungești viața, să dai pe medicamente. Dreptui. Și numai n-ai bani să-ți cumperi medicamente, să te țină în viață. Pentru că ai muncit mult. E o piedică. Și după aia nu mai poți, frate, eu nu mai pot de inimă. Eu trebuie să stau jos. Eu de-abia viu pe scări, frate, la adunare. De-abia suflu. Și câte medicamente am. Și are medicamente cu cutiile, așa, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Și la fiecare pătrat, plin până în sus. Și te costă bani. Și drai grâu în mare. Ca să nu pieri. Și o piedică. Apoi, spunea Pavel, zice, păcatul care ne înfășoară, așa de lesne. Și ce spunea David în Psalmul 19, versetul 12 și 13? Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Mândria te înfășoară așa de lesne. Nici nu-ți dai seama. Dar dintr-o dată ai vrea să arești tu mai bine. Dintr-o dată mall-ul devine un loc bătătorit, o cărare bătătorită. Pentru că vrei să schimbi garderoba. Dar pe ce? Numai eu să arăt așa ca de 2 bani.
și te prinde mândria. Easy. Nu o să vie niciodată să te strângă de gât dintr-o dată, să știi. Dar te lasă așa încetuț. Și spunea Pavel, păcatul care ne înfășoară, așa de lesne. Haideți să vă mai dau, în Coloseni 3:8 spune, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase. Ai sunat pe cineva, ai vorbit cu cineva, l-ai sunat să vezi cum e. Și după 2-3 minute, nu mai vorbești cu persoana aia despre el cum e, ci vorbești despre altul. Și te trezești că ai clevetit. Dreptui. Dar n-ai sunat cu gândul ăsta. Tu ai sunat numai să-l întrebi. Și după 3 minute o decurs discuția și dintr-o dată a intrat a treia persoană în covorbirea ta cu persoana asta. Și dintr-o dată a intrat ce face el și ce mâncă el și de unde bea el apă și unde lucră și cum se închină și cum predică și cum cântă. Și vii duminică la adunare și numai nu te poți ruga. Numai nu poți cânta. Și nu știi de ce. Și devină cântărețul. Că a început în engleză sau în română. Sau îi devină cel ce conduce, când i-o ținut în picioare sau nu i-o ținut în picioare. Și nu știi de ce nu ai har. Pentru că este păcatul ăsta clevetirii. Și ăsta vine lesne, să știți. Nici nu-ți dai seama. Și dintr-o dată ajunge Europa Liberă a bisericii. Tu tot le știi. Tu știi totul. Era un om, s-a mutat cu serviciu și l-a întrebat colegii, de ce mergi, vecinii, de ce te muți? Și a zice, mi s-a oferit un job bun, mi s-a oferit o promoție. Elimelec, dar copiii tăi nu o să meargă la Sunday School. E ok, nevastă o să facă homework cu ei, homeschooling, o să-i învețe. Elimelec, ai grijă că acolo nu este adunare. E pentru o perioadă, frate. E pentru o perioadă. Păcatul lăcomiei l-a prins pe Elimelec. S-a dus în Moab. Și ce-a zis Rut când s-a întors înapoi? Când am plecat, eram în belșug. Și zice, eram în belșug. Că fiii sunt o moșenire de la Domnul. Și rodul pânticilor răsplată. Așa cum binecuvântează Domnul pe cei ce se tem de El în Psalmul 128. Casa și averea le moștenim de la părinți și s-o blestem, să știți. Nu spune Domnul că casa și averea care le moștenim și banii s-o binecuvântare. Nicări nu spune că banul e o binecuvântare. E un blestem, să știți. Dar omul ăsta nu a înțeles. Și-a pierdut totul. Și ce mă doare? O striga Iosua, cât despre mine, eu și casa mea, voi sluji Domnului. Oprește când e roșie. Și a auzit cum se roagă frați. În multe familii, eu și nevasta, Doamne. Multe familii astăzi, eu și nevasta. Sau, câte o soră mai aud, eu și copiii. Sau eu singur, datorită Moabului. Că ne-a prins Moabul, ne-a prins lăcomia. O promoție, un geam mai bun, într-un stat mai bun. Mă mut de la adunare 2 ore. Dar frate, viu. Să știi, nu vă lipsă duminica. Mă mut cu casa, așa m-am mutat eu, să știți. M-am mutat din nord. M-am mutat de la Bethesda. Duminica ce vine mă duc să sărbesc cu ei 25 de ani. Și m-am mutat fratele Simi și am spus, frate Simi, mă mut în Canton, din Madison Heights, dar nu o să lipsesc de la adunare, nu o să... Și-a venit omul și zice, te ajut să te muți, dar vin la adunare viu, frate Simi. Și după câteva luni am plecat, zice, nu mai pot. E prea departe. Familii tinere, uitați-vă la noi. Noi care am venit și ne-am băgat mâinile Moab, nu până la coate. Uitați-vă la noi. Uitați-vă la copiii din jurul nostru, învățați de la noi. Vă dau un sfat astăzi. Învățați de la noi. Voi trebuie să spuneți cât despre mine eu și familia mea și casa mea cu toți copiii. Nu tu și nevasta. Nu tu și nevasta. Era un om care tata lui s-a bătut o noapte întreagă
cu un om și a zis, nu te las până nu mă binecuvintez. Nu te las până nu mă binecuvintez. Și a rămas șchiop. Și vinea acasă șchiop și merea din casă șchiop. Și unul din copiii lui într-o zi a crezut că cu un ied, cu un ied, o să spele un păcat ușor. Un păcat care nu-l cunoaște nimeni. Iuda a intrat la o femeie și a zis, ce îmi dai, o zis femeia? Și eu zis, dau un ied. Cu un ied spală plăcerea mea de o noapte, clicul meu de o noapte. Un ied îl spală. O rugăciune spală. E un magazin, m-am uitat odată și mă duc la adunare și mă rog Domnului să mă ierte și o să mă ierte Domnul că spală. Dar nu spală, un ied nu spală. Că o trebuie să lase acolo inelul, o trebuie să lase lanțul, o trebuie să lase toiagul, o trebuie să lase tot ce îl reprezenta pe el în Israel, pe Iuda. Și-o știu toată lumea. A fost un păcat care a crezut că nu știe nimeni. E așa ușor să te amesteci cu lumea asta, să crezi, nu mă vede nimeni, nu mă știe nimeni. Dar Dumnezeu știe totul. Dă-mi voie să spun, nu te juca cu păcatele ușoare. Că un ied nu spală. Alergați cu răbdare. Alergați cu stăruință. Dați la o piarte, piaricile. Aveți grijă ce gândiți. Aveți grijă de păcatele astea care ne înconjoară așa de lasne, lăcomia. A ne uita numai pentru o clipă undeva, un minut, a ne satisface o dorință. Nu-ți dai seama de repercursiunile, nu-ți dai seama de durerea care e după aia. Nu-ți dai seama de remușcările. Știți ce se întâmplă dacă nu alergăm? Știți ce se întâmplă dacă stăm pe loc? Spune cuvântul Domnului în textul care l-am citit, sunt câteva pericole care ne pasc, să știți. Stau să se rupe asupra noastră și primul pericol este că ne putem întoarce înapoi. Putem să renunțăm, să știți. Când stai pe loc și nu ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu, dă-mi voie să spun că dacă Dumnezeu nu lucrează în mintea ta și dacă Dumnezeu nu-ți dă imbolduri și pulsuri și tu stai așa, tu de fapt mintea ta va merge în reverse. Te întorci la lucrurile, zicea Pavel, din trecut, la felul vostru de viață din trecut, pentru că automat intră diavolul pe fir și îți dă el imposuri și spune, auzi, there's nothing here, tu nu-i vezi pe ei din jur? Spunea cineva care s-a întors la Domnul nu de mult, ce frate Cornel, zice, dacă aș fi știut ce intre pocăiți, ce nu m-aș fi pocăit, niciodată. Și m-aș duce înapoi, dar mi-e rușine de ortodoși, că râd de mine și o să zică către mine, nu ți-am spus noi. Vedeți ce vine diavolul și spune, auzi, du-te înapoi, întorci-te înapoi, este pericolul ăsta să știi, dacă te oprești din alergare, să-ți dai înapoi. Apoi, este pericolul să-ți pierzi inima, de două ori am citit în textul de față, că să nu-mi pierdi inima. Unul dintre punctele cele mai cruciale a vieții noastre, din trupul nostru, inima. Spunea cuvântul Domnului, Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Și îmi Psalm spune că din inimă ies izvoarele vieții. Ai grijă de inima ta, pentru că din inimă ies lucrurile rele, spune Domnul Iisus în Matei. Garbage in, garbage out. Dacă bagi în inima ta gunoi, nu te aștepta să scoți laude la adresa lui Dumnezeu. Spunea Psalmul 10 cu versetul 17, tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne, le întărești inima și îți pleci urechea spre ele. Nu-ți pierde inima. Rugăciunea îți întărește inima. Cuvântul lui Dumnezeu, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, spunea psalmistul. Cuvântul lui Dumnezeu îți întărește inima, nu-ți pierzi inima. Aleargă, aleargă la rugăciune.
Alergă la casa Domnului. Nu alerga sprint. Și n-am nimic cu nimeni. Dar nu alerga sprint. Nu ieși în față. Te dedici Domnului. Duminică seara. Și joi nu ești mai la adunare. Joi ai dispărut. Și duminica ce vine, vii la 10:30. Și cu o duminică înainte ai fost la dedicare în față. Este pericolul să cazi de oboseală. Vă amintiți de omul care era mort de oboseală? Genesa, capitolul 25, versetele 29 și 30. Odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp, rupt de oboseală, și Esau a zis lui Iacov: dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Și l-a costat dreptul. Când ești obosit, nu gândești bine, să știți. Când ești obosit, nu gândești bine. Când ești obosit, lucrezi ca un robot. Nu mai gândești tu. Faci lucrurile din cum se spune, din obișnuință. Când vii obosit la casa Domnului, rugăciune e obișnuință, cântare e obișnuință, ascultare e obișnuință, pe aici intră și pe aici iasă. Când ești obosit, toate devin obișnuință. Când ești obosit, toate devin boring. Spunea fratele Iulian joi seara, copilul lui spune, e boring, și zice, îmi vine să strâng. La anii lor deja-s boring. Și auzi în adunare oameni, our churches become boring, frate, ce să facem? Nu facem nimic, merem înainte. Problema e la tine, tu ești obosit. Și caz de oboseală. Nu mai ai energie în tine pentru Domnul. Ți-ai consumat-o tot afară, 6 zile pe săptămână. Apoi este pericolul să nu fim pedepsiți. Psalmul 23 spune, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Ai milă, Doamne. Și am citit și nu vreau să intru mult în subiectul acesta, dar cei ce nu-s pedepsiți, zice, au șansa să fie ca niște fii născuți din curvie. Dumnezeu pedepsește pe oricine care îl iubește. Suferiți pedeapsa Domnului. Bucură-te când te pedepsește Domnul. Că înseamnă că se mai gândește la tine. Că înseamnă că te iubește. Că înseamnă că te are în planul Lui. Înseamnă că nu a renunțat la tine. Pedeapsa trebuie să fie o bucurie. Vreau să vă spun un lucru. Nu-i nimeni perfect. Spune cuvântul Domnului în Iacov. Toți greșim în multe feluri. Toți. M-ați înțeles? Toți. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere, i-a spus îngerul lui Maria. Cuvântul ăla de toți înseamnă că toți. Și noi din față și dumneavoastră din spate. Toți greșim în multe feluri. Și pe toți trebuie să ne pedepsească Domnul. Sună roleră. Spunea tata când era mic, zice, dragul tati, ai grijă că ți se încarcă carul. Și ce ți-l descarc eu. Și Doamne, când vine ziua, să-mi descarce carul. Și cred că Dumnezeu face la fel cu noi. Așteaptă, tot ne așteaptă, tot ne dă o șansă. Și într-o zi să bagă la noi în car. Și așa îl descarcă. Și așa ne pedepsește. Și ce-a zis marele apostol Pavel, să vedem unde-s cu noți. El care a mers și l-a chemat Domnul și a fost până la al treilea cer. El care a fost marele apostol al neamurilor, era cel mai mare între toți ucenicii. Spune cuvântul Domnului în Galaten, spune, m-am suit și am vorbit cu frații mei și le-am arătat Evanghelia care o predicam eu pentru neamuri, ca nu cumva să fi propovăduit în zadar. Marele apostol s-a dus la Iacov, la Ioan, la Petru. Ăștia erau pescari din meserie. Ăștia numai au auzit că este școală, dar nu au fost niciodată la o clasă. Și mere ăsta care au studiat, mere ăsta învățatul și zice, auzi măi, fraților, voi credeți că Evanghelia care eu prezint între neamuri e bună sau e rea? Învățătura mea e bună sau e rea? Nimeni nu-i perfect, fraților.
pericolul acesta. Apoi este pericolul să uiți sfatul Domnului. Proverbe 6:23, că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Pericolul să uiți sfatul Domnului. În fiecare dată când vii la casa Domnului, Domnul te sfătuia și să știi. Domnul îți dă îndemnul, Domnul îți vorbește. Te întreb, cât timp îți amintește ce s-a predicat? Mulți dintre noi, pe când ajungem acasă, nu mai știm, numai dacă o zis fratele ceva, ieși din comun, o greșeală, ai o știm, o râdem, o sunăm, dacă avem pe video, o trimitem și la alții, că vezi ce șmecheri suntem noi, cine suntem noi, high-tech, face un o greșeală, gata, hai bă, ai văzut ce o zis asta. Dar sfatul Domnului, cuvântul Domnului, o trecut și o zbura pe lângă urechea noastră. Este pericolul ăsta să uiți cuvântul Domnului. Pericolul să îți obosească mâinile și genunchii. Spunea cuvântul care l-am citit în dimineața asta, ai pericolul să-ți obosească. Cu cât, știți, este, citeam săptămâna asta, pentru că m-am mutat puțin la alergare, citeam despre unul care alerga, spunea, zice, dacă 6 luni iai pauză de la alergare, zice, you have to start all over again. Trebuie să începi la început. Pentru că dacă ai avut antrenamentul ăla și ai putut să fugi, și ți-or mișca mâinile, genunchii și toate, zice, dacă te-ai oprit odată și ai făcut o pauză de 6 luni, zice, când o începi la început, trebuie să o începi ca de la zero. Mă înțelegeți? Am la noi pe stradă o femeie, de când m-am mutat eu acolo, că plouă, că ninge, că-i frică, că-i cald. Asta fuge. Din spate e high school. Din față, muzeu. Dar fuge, să știți. E pericolul să nu-i sobosească mâinile și genunchii. Trebuie să vă mai trezesc cumva. E pericolul ei, e frică să nu se oprească. Dar fuge. Ascultați ce zice cuvântul Domnului în Cronici. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria, fiul lui Obed. Și Azaria s-a dus înaintea lui Ahasa și a zis, ascultați-mă, Asa și tot Ierusalimul și Beniaminul, Domnul este cu voi cât sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Dar voi întăriți-vă și nu vă lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea răsplată. Dacă nu te obosești, dacă nu iei pauză, pericolul să-ți slăbească mâinile și ăsta e datorită pauzelor. Ia o pauză, frate. Este așa de obosit. Prea mult fac eu. Eu și la cântări, eu și la predică, eu și la condus, eu și la curățenie, eu și la tăche. Și trebuie să iau o pauză. Dar nu știi că pauza te duce la punctul zero. Există 3 feluri de alergări și cu asta vreau să închid în câteva minute. Există 3 feluri de alergări. Este alergarea fără de țintă. Știți lucrul acesta? Este o alergare. Poți să alergi, dar să n-ai nicio țintă. Just to be busy. Proverbe 19:2 spune, lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine alergă ne iubește înainte o nimerește rău. Alergi fără țintă. Apostolul Pavel spune, le mărturisesc că iau râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Numai să fii busy. Că faci voia Domnului, că nu o faci, tu ești busy all the time. You're so busy. Și toată lumea trebuie să vadă că tu alergi și ești involvat în toate. Dar you don't care pentru cine alergi. You don't care că până unde ajungi. Dar alergi. Alergarea fără o țintă. Era un om care pe vremea împăraților, când era un război, se duceau veștile la împărat, înapoi, la unde era împăratul, după câmpul de luptă. Și dacă vă aduceți de aminte, am să vă citesc câteva, un verset. A fost lupta dintre David și Absalon. Și Absalon a murit. Și acum Ioab trebuia să trimită un om care să alerge, să ducă vestea împăratului. Și ascultați, Ahimaț, fiul lui Țadoc, a zis iarăși lui Ioab, orice s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg după cușii. Pentru prima dată a vrut Ahimaț să alerge. Și a zis Ioab, auzi, nu e o alergare care îți face cinste. Zice, de data asta nu duce tu.
Ăsta era omul când era victorie, când Dumnezeu dădea izbăvire. Dar nu era o zi de victorie, să știți. A murit copilul împăratului și David le spunea să purtați-vă bine cu Absalom, că e copilul meu. Și Ioab l-a omorât. Și a vrut să-l ferească pe Ahimaț. Nu alerga, că nu-ți aduce cinste. Nu-i bine. Și el a zis, orice s-ar întâmpla, lasă-mă să alerg. Și Ioab a zis, pentru ce vrei să alergi, fiule, nu este o solie care să-ți va fi de folos. Orice s-ar întâmpla, vreau să alerg, a zis Ahimaț. Și Ioab i-a zis, dă fuga. Ahimaț a alergat pe drumul care duce în câmpie și a luat-o înaintea lui cu ușii. Alergi numai ca să o iei înaintea altuia. Că ți-aduce cinste, că nu ți-aduce. Numai să te vezi tu că ești înainte. Că ai chemare, că n-ai chemare. Alergi că adunarea e o competiție. Care e mai bun? Sunt mulți care aleargă pentru competiție. Sunt mulți care aleargă datorită că cred că aici loc e de competiție. Să fie el mai bun. Orice s-ar întâmpla. Că îi aduce cinste, că nu îi aduce, să bagă el în față. Este alergarea asta fără de țintă, apoi este alergarea după lucrurile fără de valoare, să știți. Nu numai că n-ai țintă, dar alegi și lucruri de fără valoare. Proverbe 28:19, cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. În 2 Regi 17:15, n-au vrut să știe de legile lui, de legământul pe care le făcuse cu părinții lor și de înștiințele pe care le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic și ei însuși n-au fost decât nimic. Când alegi lucruri fără valoare, tu însuși nu ai valoare, să știi. Tu ești un om fără de valoare, spune cuvântul Dumnezeu. De aceea aleargă după lucruri cu valoare, lucruri de preț. Am devenit oameni ai cantității. Dumnezeu e Dumnezeu al calității. Ați înțeles lucrul ăsta? Dumnezeu vrea calitate, nu cantitate. Nu-L cumperi pe Dumnezeu că-i dai un sac sau un trog de pământ gol. Nu-L cumperi cu nimic, că n-are valoare. Dar un trog de roșii au valoare. Mă înțelegeți? Înțelegeți exemplu? Trebuie să alergăm după ce are valoare. Nu numai să-L mulțumim pe Dumnezeu. Pe Doamne, ți-am făcut-o, m-am dus la adunare. N-ai decât. Fii happy. Că n-am lipsit de la adunare duminică. Dar am stat ca un scaun. Am stat ca un scaun. Măcar scaunul ăsta e moale când te pui pe el. Dar ăsta e și tare. Că e și împietrit. Nici nu poate cânta, nici nu poate asculta. Și apoi este alergarea cu un obiectiv clar. Ascultați ce spunea Apostolul Pavel sau cu valoare. 1 Corinteni 9:26. Eu deci alerg, dar nu ca știi, nu știi cum încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Dar nu ca unul care nu știe încotro. Încotro alegi. Duminica trecută am avut harul la Windsor și le-am spus la frazi acolo. Prima întrebare care a pus-o Domnul la celor ce s-au luat după el și care le-a fost... Ce cauți? Ce cauți? Te întreb în dimineața aceasta, ce cauți în locul ăsta? Și ce o zis ucenicii ăia? Am vrea să vedem unde locuiești. Ce cauți? Dacă aș pune să vă întreb în dimineața asta, niciunul n-ar zice, frate, eu viu aici pentru că vreau ca Domnul să-mi dea sănătate, asta caut cel mai mult, mi-e frică să nu dea o bolă peste mine. Eu viu aici, frate, că mi-e frică că Domnul nu mă mai binecuvântă și pierd serviciu. Doamne, frate, eu viu aici pentru că aș vrea și eu să ajung la învon, sau aș vrea și eu să fiu cineva. Aș vrea și eu numele meu să cunoască. N-ar zice asta niciunul. Știți ce trebuie să căutăm? Noi trebuie să căutăm pe Dumnezeu. Noi trebuie să căutăm cerul. Ormesul cenicii a doi cu Iisus și le-a oferit atunci Domnul Iisus o masă, un scaun, o rogojină. În dimineața aceasta Dumnezeu îți oferă tronul de îndurare. Herafimi, Sereafimi, să închină în fața mării de stijle. Vrei să vezi unde locuiește Domnul Iisus și te fac în cerul deschisă? Și pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. Asta e ce căutăm noi. Lucru cu valoare, Dumnezeu. Cum ajung la Dumnezeu? Două lucruri, rugăciunea.
pe când ei îl iubesc, ei, pe când eu îl iubesc, ei sunt potrivici, dar eu alerg la rugăciune. Rugăciunea îți arată că îl cauți pe Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu, alerg pe calea poruncii tale, căci îmi scoți inima la larg. Aveam un titlu pentru predica asta și am spus la nevastă mea și zice, oh no, oh no. Știți care e titlul? Run, baby, run. Oh no. Știu că râdeți, dar nu știu ce zice. Run, baby, run. Câți ați auzit de Nicky Cruz? Ia ridicați mâna. Run, baby, run. Autobiografia lui Nicky Cruz. De acolo mi-am luat titlul. Omul ăsta a fost născut în Puerto Rico, într-o familie de sataniști. Tata lui și mama lui chemau de urele și copilul ăsta purta numele Fiul Diavolului. La 15 ani l-a trimis la New York, la un frate de-a lui, că gândit că va veni în America să vă face mai bun. La un an de zile după ce a ajuns în America, a devenit liderul la cel mai mare gang din America. David Wilkerson s-a întâlnit cu el pe stradă și a spus despre Domnul și ce-a făcut. I-a promis la David Wilkerson că l-o moară și a dat o palmă. Și ce dacă odată mai spui despre Dumnezeu, ce te omor. S-a întâlnit David Wilkerson cu el a doua oră și a doua oră i-a dat o palmă. Și zice, ai grijă că te omor. Și David Wilkerson s-a dus în zona aia cu un bas plin de credincioși și a ținut evanghelizare. Și au venit ăștia să-i strice evanghelizarea la David Wilkerson. Și la sfârșit au făcut colectă. Și David Wilkerson a avut inspirația să-ți cheme pe, o știu că gangul ăsta e acolo și a zis, veniți voi și faceți colecta. Și au trimis cu coșurile pentru oameni. Au făcut colecta, s-a dus în spate și au avut de gând să fugă. Nicky Cruz a zis, nu fugim, mergem înapoi, că omul ăsta a avut încredere în noi, să ducem colecta. S-a predat Domnului. Run, baby, run. Ai grijă unde alergi. You can run, că dacă n-alergi pentru Dumnezeu, alergi pentru diavolul, să știi. Run, baby, run. Știți cu ce am încheiat joi seara? Eclesiastul. Dar să știi că pentru toate acestea, Dumnezeu te va aduce la judecat. În ce direcție ai run? E ok cu tine astăzi. Nu te poate schimba nimeni. Că run sprint, că run long distance, că run peste garduri, că run cu bastonul în mână, cum vrei run. Dar dăm voie să spun, pentru toate acestea, într-o zi Dumnezeu ne va aduce la judecată. Și judecata asta se va face cu privire la tot. La tot. Fie bine, fie rău. Run, baby, run. Ne ridicăm în picioare. Vă aduc aminte un verset, Psalmul 106, se citea dimineață. Ferice de cei ce păzesc legea. Dumnezeu să ne ajute să păzim cuvântul Lui. Tema era, Dumnezeu lucrează spre binele tău. Dacă. Și în dimineața asta ai putut să auzi. Ne rugăm Domnului și mulțumim pentru cuvânt, pentru părtășia care am avut-o în încheiere. Rog pe fratele Moise, așa după cum obișnuim, să ceară binecuvântarea peste fratele Daniel, misiunea din Moldova și peste biserică. Ne rugăm acum cu toții Domnului. Te binecuvântată ceresc. Îți mulțumesc pentru cuvântul tău. Îți mulțumesc pentru... Thank you.
Tatăl nostru, la încheierea acestei dimineți, venim să-ți mulțumim, Doamne, pentru că ești cu noi și ești din noi. Este cea mai mare minune pe care am primit-o și care ne dă astăzi pace, că Tu ești cu noi. Mulțumindu-vă tuturor pentru că ați fost în dimineața asta la părtășie. Nu uitați, în drumul dumneavoastră spre ieșire este un coș pregătit acolo pe masă. Vă rog, toți aceia care doriți să binecuvântați lucrarea din Moldova, faceți lucrul acesta. A fost scos buletinul duminical, găsiți în el mai multe informații. Un anunț foarte important, dorim să avem o adunare generală pe data de 18 februarie în cadrul slujbei de dimineață. Deci, îl anunțăm de acum, toți membrii doresc care noi invităm pe toți, și așa este bine, veniți la Casa Domnului să ne sfătuim împreună în câteva situații. Pentru luna februarie intrăm într-o programă biblică, Familia Creștină. Duminica viitoare, deși o parte din frați slujitori vor fi plecați în mai multe locuri, cei care suntem acasă vom serva cina Domnului și am un cuvânt pentru cei tineri. Duminica viitoare vom avea mesaje pentru prietenie, căsătorie și așa mai departe, perioada de curtare. Lansez o provocare vouă, aduceți-vă colegii, prietenii, sunați, aduceți să vedeți Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este un subiect foarte important din viața voastră și trebuie așezat pe fundament biblic. Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Grace. Amin. Nu uitați, veniți la Casa Domnului pentru și diseară slujbă la ora 5, părtășie și așa mai departe. Domnul să fie cu noi toți.